și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. V-am promis un videoclip în care voi utiliza produsele cumpărate în vacanță. Și o să încep cu aplicarea produselor de îngrijire. Pentru că am foarte multe produse, v-am spus, de la acea marcă descoperită în Italia. Și este o marcă italienească și sunt curioasă. O să le aplic pe față și o să vedem cum se aplică machiajul după. Deci, am trei variante de creme de ochi. Deci, vă mai aduceți aminte, dacă nu, mergeți la videoclipul anterior și uitați-vă acolo să vedeți ce mi-am cumpărat din vacanță. Sunt o mulțime. Și o să completez cu produsele e.l.f. pe care le aveam deja acasă, pe care le folosesc. Cred că sunt complete, dacă nu, poate o să lipsească unul sau două produse, dar în rest, cred că sunt cam complete. O să încep cu aplicarea unei creme contur de ochi. Și pe care să o folosesc. Hai să o folosesc pe acesta de la Embryolisse. Deci, dacă vă mai aduceți aminte, v-am spus, aceste creme Embryolisse sunt folosite de make-up artiști ca bază pentru make-up și spun că sunt nemaipomenite. Eu am folosit, așa să-mi trag oglinda, că nu văd, mai aproape. Eu am folosit Embryolisse și îmi ieșeau coșuri de la acea cremă. Deci așa arată. 15 ml de produse, aceste creme de contur de ochi nu sunt prea mari. Dar e cantitatea standard, ca să zic așa, pentru cremă contur de ochi. Se simte foarte lejeră, deci nu este prea grasă și ne promite să ajute la diminuarea cearcănelor, pungilor de sub ochi și aridurilor, bineînțeles. Dar puteți să intre bine în ten. După ce aplic aceste produse de îngrijire, deci este rutina mea zilnică, o să aștept puțin să intre bine în piele și apoi voi aplica machiajul. Pentru voi va fi într-o secundă, dar nu o să vă las să așteptați 5 minute după mine. O să vedeți imediat. Cred că ar merge să aplic și această cremă de la Roche. O să aplic acest stick. Foarte hrănitoare aceasta. O să o aplic doar aici jos. Untoasă așa. Cât mai multă hidratare în jurul ochilor, pentru că am nevoie. Aceasta este mult mai hidratantă ca aceasta de la Embryolisse, mult mai hidratantă, deci o simt mai untoasă. Ok. Apotăm. Deci da, acum chiar simt că e foarte hidratată zona din jurul ochilor. Apoi să aplicăm serurile. O să fac un mix. Nu o să folosesc în acest videoclip aceste cleansere de la e.l.f. și de la Dropologie. Deci n-am cum să le folosesc. O să fac un videoclip în care vă voi arăta rutina mea de îngrijire, ce produse folosesc eu. Aveam și acesta filler must, o să-l folosesc altă dată și o să vă las păreri despre el.
Dar acum haide să îmi aplic aceste seruri și o să mă aplic, bineînțeles, niacinamidele. Deci nu există zi în care să nu mi aplic un ser cu niacinamide. Vedeți, așa arată. Deci este cu zinc. Foarte bun pentru persoanele care au probleme cu acnea. Pur și simplu îmi pun o picătură și aplic pe toată fața și pe gât. Devine foarte lipicios. Deci am aplicat niacinamidele. Consistența lui este puțin gelatinoasă, așa gel, deci nu este chiar lichid-lichid, este gel și este puțin lipicioasă, dar intră foarte bine în ten. Îmi place. Acum voi aplica aceste tripeptide acid hialuronic și voi amesteca cu acest antioxidant resveratrol ferulic, acid ferulic și celule stem viticole. O să le amestec. Pentru că merg foarte bine împreună. Nu există niciun pericol să mi ardă fața sau ceva. Acesta cu resveratrol așa arată, deci culoarea lui este puțin mai gălbuie și cu acid ferulic. Ok, și o să amestec cu tripeptidele. Toate sunt benefice pentru... Deci le pun în palmă, amestec și apoi pe față. Ah. Miros, nu știu care, miroase puțin afumat și medicamentos, așa, nu au parfum pregnant, să zici că, hai să-mi aplic, și piept, pe gât, pe piept. Sunt toată lipicioasă. O să aștept puțin să intre. Foarte lipicioase. Ok. Și apoi voi aplica crema mea hidratantă și protecția solară. Deci cam aceasta e rutina mea. Bine, puțin simplificată. Câteodată aplic tripeptide, peptide sau antioxidanți sau vitamina C. Deci de foarte multe ori aplic... niacinamide și vitamina C. Deci depinde. Depinde de în ce stare se află fața mea, cum arată. Câteodată am nevoie de mult mai multă hidratare. Deci vreau să vă zic că lipește fața mea, vedeți? Vibrează. Dar nu-i bai pentru că o să aplicăm o cremă hidratantă. Mai masaj puțin. Acestea intră mai greu în ten și aplicăm și pe mâini. Să nu pierdem excesul, îl aplicăm pe mâini și apoi vin cu această cremă de la La Roche-Posay, Cicaplast Balsam cu B5 și protecție solară 50. Deci așa arată. Deci de la La Roche-Posay, cremă reparatoare care are și protecție solară 50. Aplic și pe urechi. Îmi hidratez și urechile. Nici n-aveți idee ce bine se simte tenul meu. Foarte bine. Acum, după vacanță, când ne întoarcem din vacanță, tenul nostru suferă și are nevoie de regenerare, de hidratare cât mai multă. Deci, în momentul în care ajung acasă, zic, intru în restructurare.
Renovare, deci fața mea intră în renovare. Aplic cât mai mult o cremă, o masez să intre bine, bine în ten. Senzația e una extraordinară. Deci îmi simt tenul foarte, foarte moale. Și acum vin cu crema protecție solară. Și o folosesc pe acesta de la... Acum o am pe acesta, dar am mai multe favorite. Am și... Folosesc și acelea de la La Roche-Posay. Acum am Caudalie. Îmi place foarte mult. Am găsit-o și la reducere. Și îmi place foarte mult. Deci este cu protecție 50. Eu folosesc protecție 50 chiar și iarna, chiar și când este norat. Deci acum este norat. Mai iese soarele din când în când, dar este norat. În Belgia mai tot timpul este norat, dar radiațiile solare pătrund chiar și prin stratul de nori, așa că noi nu ne dăm seama, dar radiațiile chiar există. Ok. Mi-am aplicat și această cremă protecție solară care, după cum vedeți, dă puțin luciu, așa, deci e glow feței. Foarte bună, foarte bună această cremă protecție solară de la Caudalie, cu factor de protecție 50, are protecție UVA, spune că este invizibilă, anti-rid. E vegană și spune că să aplicăm generos. Eu aplic generos, deci mă protejez foarte, foarte mult. Îmi place această cremă de protecție solară și o folosesc de ceva timp. Am avut-o și în vacanță și am mai avut una de la Aven, cred. Tenul meu se simte foarte, foarte hrănit. Acum o să trebuiască să las să se așeze, să intre foarte, foarte bine în piele. O să mai masez. Pentru că acum se simte aceste produse pe ten și nu în ten. Cum ar trebui, las să se absoarbă puțin. M-am spus 5 minute, între timp fac altceva, beau cafeaua. Deci nu e bai, 5 minute merită tenul meu atenție în fiecare dimineață, deci acesta este ritualul meu în fiecare dimineață. Și îmi mai aplic și un balsam pe buze și îl folosesc pe acesta de la Clarins, este mititel așa și mi este mult mai ușor să-l folosesc, dar am mai multe, deci nu neapărat o marcă anume. Am mai multe balsamuri de buze sau luciuri de buze sau balsamuri de buze. Folosesc mai multe, nu neapărat acesta. Acesta este embellisseur de lèvres. Deci zice că ar înfrumuseța, dar eu îl folosesc pentru faptul că înhrănește foarte bine buzele. Poate fi purtat și ca atare, vedeți? Dă un luciu buzelor. Este în transparență, dar le hrănește foarte bine. Deci, așa arată embellisseur de lèvres. Clarins. Stați. Natural Lip Perfector. Deci, acesta este. Și stau așa îmbălsămat până intră. Ne vedem în 5 minute. Gata, au trecut cele 5 minute și acum o să folosesc primerul. Primerul de la Elf. Deci v-am spus, este acest primer grip de la ei, îmbogățit cu niacinamide. Are 4% niacinamide.
Și este acel Power Grip Primer. O să-l aplic pe față. Nu l-am folosit, nu știu cum funcționează. Trebuie să desfac. Ar fi trebuit să iau eu o foarfecă. Dar o să ne descurcăm. Am rupt ambalajul într-un mare hal. Și așa arată. Deci este un tub cu o pompiță. Vedeți? Așa arată. Și voi folosi o pompiță pe fiecare parte. Ok. Deci, o pompiță. O să încep cu o pompiță. Este sub formă de gel. Și o să-l aplic mai mult în zonele unde sunt porii mai dilatați și unde am riduri mai pronunțate aici, în jurul gurii. Deci sunt ridurile mele de expresie care le aveam și când eram la 20 de ani. Ok, acum voi folosi și în cealaltă parte și pe frunte. Deci aici unde avem ridurile de expresie, le mai umple și fondul de ten se așează mult mai bine. Deci ridurile par mai diminuate, aceste riduri de expresie par mai diminuate, fiind din silicon, chiar umple acele riduri, în aceeași manieră în care umple și porii. Deci eu aplic de obicei în zonele în care am porii dilatați și aceste riduri, deci cam pe centru feței. Și așa arată. Foarte lipicios. Când spune Power Grip, chiar e Power Grip. Acroșează așa fundul de ten. La fel, las să se așeze puțin. O să trebuiască să iau un șervețel. Stați să iau un șervețel să mă șterg pe mâini de acest primer pentru că lipește. Ok, și acum fundul de ten. Fundul de ten care e extraordinar, îmi place foarte mult și o să aplic acesta nuanța 30 pentru că sunt puțin bronzată, medium warm. Deci medium warm. Acesta este fondul de ten. Prețul lui este 8 euro. 8 sau 9 euro, nu mai știu exact. Nici nu costă mult, nici nu costă mult și este un fond de ten extraordinar, care acoperă, deci nu acoperă foarte tare, dar acoperă. Este foarte hrănitor și rezistă foarte bine, evoluează și rezistă foarte bine pe tot parcursul zilei. Un fond de ten minunat. Pentru mine a fost o surpriză extraordinară să descoper acest fond de ten de la Elf. Minunat! Minunat! Chiar îl recomand cu căldură. Îl folosesc de ceva timp, l-am folosit și în vacanță. Și de când am venit din vacanță și sunt foarte, foarte mulțumită. Nu aplic foarte mult. Cam așa o cantitate pe jumătate de față. Îl aplic cu burețelul. Burețelul este umezit. Uitați-vă și voi. Stați că este soare. Vedeți, deja s-a luminat. Arăt mult mai albă, dar în realitate nu este așa. Ar trebui să diminuez puțin lumina. Așteptați o secundă. Hai că e mai bine așa, deci se vede mult mai bine. Și folosesc cam o pompiță de pe fiecare parte. Și dacă mai simt nevoia, vin apoi și aplic doar în zonele unde am nevoie. Uite că mi-a mai rămas puțin și aplic și pe frunte. Foarte bine arată. Super, super, super bine.
Trebuie să-l folosesc în fiecare zi pentru că mâine, poimine rămân fără bronz și nu o să mai fie bun. Bine, o să-l amestec cu alte fonduri de ten, dar așa folosit singur, acum am ocazia cât încă sunt colorată. Foarte bine arată. Vedeți ce lumină, ce luminozitate și tenul arată perfect. Trebuie să mă uit mai aproape. Nu pot să spun că acel primer a diminuat foarte tare porii mei, deci încă se mai văd. Și acest fond de ten fiind unul lucios așa, intensifică, mărește puțin porii, deci mi se văd încă. Nu știu ce să zic cu acel primer. Am aici o zgaibă pe care încerc să o acopăr. Dar o să vin cu un concealer. Împingem foarte bine fondul de ten. Vă spun, acel primer nu a făcut el mare, mare lucru cu porii mei. Încă se văd. E posibil să îmi reziste machiajul mai mult. Să fie acesta avantajul folosirii unui primer. Ok, mai departe, anti-cercan. Nu mai am anti-cercan de la ei, l-am terminat. Cred că l-ați văzut în produse terminate. Cred că l-ați văzut în produse terminate. Dacă mi-aduc aminte, nu știu dacă în acest videoclip cu produse terminate care a apărut ultimul sau înainte, nu mai mi-aduc aminte, ideea că l-am folosit, este unul foarte bun. Un concealer foarte, foarte bun, dar pentru moment am alte concealere de folosit și mi-am cumpărat unul nou. Mi-am cumpărat unul nou de la MAC și o să-l folosesc pe acesta. Așa, îl vedeți. Deci acesta e un produs foarte bun. L-ați văzut prezentat în videoclipul anterior cu ce mi-am cumpărat în vacanță. Nuanța este NC20 pentru mine. Deci acesta funcționează pentru mine. Trebuie să le încercați în magazin și aveți grijă să cumpărați mai deschis decât vi se pare vouă că vi s-ar potrivi în magazin. Pentru că oxidează. La MAC, fondurile de ten, concealerele, oxidează. Deci o să se închidă la culoare, o să devină oranj. Eu am pățit-o acum câțiva ani și de atunci am întotdeauna grijă. Chiar dacă în magazin ai impresia că ți se potrivește, că e perfect, vă spun eu, când ieșiți afară în 5 minute, sunteți deja mult mai închise și oranj la față. Așa că aveți grijă, cumpărați întotdeauna o nuanță mai deschisă decât cea care vi s-ar potrivi în magazin. Și o să aplic puțin. Vedeți? Este foarte deschis, dar credeți-mă, odată aplicat, o să se închidă. Bine, anticercanul trebuie să fie puțin mai deschis, ideea să lumineze zona din jurul ochilor, dar îl aplic cu degetul, așa sunt sigură că va intra foarte bine. Vă spun, arată foarte bine zona de sub ochi, foarte hidratat. Deci dacă nu aveți așa probleme cu cearcănele și chiar și așa, uitați-vă, mi se întrevăd cearcănele pentru că ale mele sunt oribile, dar zona de sub ochi pare mult mai luminoasă și vă spun, foarte hidratat. Intră în piele. Ideea e că trebuie să vă hidratați zona de sub ochi foarte, foarte bine. Vedeți, deja diferența nu este chiar atât de mare și vă spun, dacă așteptăm încă 5 minute, o să vedeți că oxidează și se va mai închide la culoare. Aplicat o singură dată și puteți să ieșiți pe o ușă, foarte luminos și foarte hidratant. Deci nu mi-accentuează ridurile de sub ochi. Vedeți, deja se uniformizează cât de cât. Îmi
place să fie mai luminos sub ochi, pentru că pentru moment fața mea este foarte, foarte bronzată, dar în momentul în care se va mai duce bronzul, o să fie perfectă această nuanță pentru mine. Știu pentru că am mai avut în trecut concealere de la MAC și așa funcționează pentru mine. Poate o să mai aplic foarte puțin în colț. Deci cercurile mele sunt bleu. Și în ultima vreme nici nu prea dorm. Ai, ai, ai. O să tapotez și o să le las puțin să intre foarte, foarte bine. Am observat că dacă tapotez și întind așa și stau puțin, acoperirea lui este mult mai mare. Deci măresc acoperirea anticearcănului, chiar dacă nu este un anticearcăn cu acoperire mare. În momentul în care se așează și stă puțin acolo, deci se usucă și încep să-l uniformizez după aceea, deja acoperirea lui este una mult mai mare. Așa că o să stau puțin așa și după aceea o să din nou să tapotez și să uniformizez, să măresc acoperirea acestui anticearcăn, dar vă spun, îmi place foarte mult. Îl folosesc de ceva timp de când l-am cumpărat și îmi place foarte, foarte mult pentru că nu mi-o sucă zona de sub ochi. Chiar aplicând o pudră să fixez, zona de sub ochi nu arată așa uscată, cu ridurile accentuate, deci îmi place foarte mult. Haideți să aplic și pe mijlocul feței, pe riduri. Îmi place să luminez centrul feței. O să aplic puțin aici și puțin aici și puțin pe bărbie. Și voi tapota. Vedeți? Deja e o legătură între zona de sub ochi și restul feței, deci pe centrul feței puțin mai luminată. Ca și cum aș face contouring din anticearcăn. Vedeți, deja fața mea pare conturată, deci folosim doar aceste mici trucuri. Foarte mult îmi place. Și chiar vă recomand acest concealer, dacă aveți ocazia și aveți nevoie, încercați-l pentru că este foarte bun, mai ales pentru persoanele mature care au riduri, foarte hrănitor, foarte, foarte hrănitor și arată zona de sub ochi, arată foarte bine, chiar când ne încruntăm, deci nu accentuează foarte tare zona de sub ochi. Iar acum aplicăm pudra. Ce mai aveam de la ei? Mai aveam acest primer care s-a terminat. O să trebuiască să-l arunc, o să-l vedeți la produse terminate. Foarte bun acest primer. Mi se pare mai bun decât acel gel. Deci chiar mi se pare mult mai bun acest primer în cutie. Este sub formă de cremă. Deci așa arată, puțin rozie. Acum, uitându-mă la fața mea, cred că îmi place mai mult acesta tip cremă. Dar să vedem la sfârșitul zilei cum o să fie fața mea, cum o să arate tenul meu. Poate machiajul o să reziste mult mai mult. Și acum să fixăm. O pudră pe care o aveam deja de la ei, deci acesta HD pudră. Și o să pun în căpăcel puțin, deci o să aplic puțină pudră pe toată fața. O să tapotez excesul în palmă și o să aplic întâi sub zona de sub ochi. Voi fixa acest machiaj. Este o pudră foarte bună, fină, destul de fină. Pot să spun că este în genul celei de la Huda Beauty. Îmi place această pudră foarte, foarte mult și prețul este unul mult mai mic comparativ cu cea de la Huda. Și nu usucă zona de sub ochi. Acesta este un lucru foarte bun. Mă rog, și produsele de îngrijire, și anticearcănul hrănitor.
au ajutat la aspectul zonei de sub ochi, dar și această pudră, vă spun, nu usucă absolut deloc. Îmi place foarte mult această pudră și e o variantă mai accesibilă la preț. Schimbă culoarea, deci mă albește puțin. Nu știu dacă am o nuanță la... Zice că este soft luminescence, deci dă o lumieră lejeră. Chiar se întrepătunde, vedeți? Acel luciu de la fața mea, de la fund de ten, acel glow de la fund de ten se întrepătrunde, nu ia complet acea luminozitate. Vă spun, o pudră foarte bună, o variantă foarte bună pentru persoanele care nu vor să investească și să plătească mult pe o pudră fixatoare. O foarte bună variantă acesta de la Elf. Mai departe. Haideți să fac ochi și după aceea termin cu toată fața. Pentru sprincene nu am nimic de la ei. O să mi-aplic acesta de la Anastasia. Haideți să caut o pensulă pentru sprincene. Să-mi aplic cu această pensulă. Este acea pudră pentru sprincene de la Anastasia. Îmi place foarte mult, mai ales că au început să albească sprincenele mele. Și acesta mi le și colorează în același timp. Chiar îmi place foarte mult. Mă gândeam să-mi tatuiez puțin sprincenele, dar îmi e frică că nu o să îmi reușească și după aceea o să am de suferit. Așa prefer să le creionez sau să le fac cu pudră. Așa am control. Pentru că în momentul în care sunt tatuate, e mai greu să renunț. Trebuie să mergi după aceea la laser, să-ți scoată acel pigment. Trebuie să fii 100% hotărâtă să faci acest lucru. Și deocamdată, ce să zic, nu sunt chiar atât de grave în momentul în care o să mai pierd din sprincene și o să mai îmbătrânesc, probabil atunci o să apelez. Dar trebuie avut o foarte mare grijă pe mâna cui ne dăm, pentru că am văzut sprincene horror, deci roșcate, așa, vă spun, horror, horror. Aveți foarte mare grijă pe mâna cui vă dați, pentru că sunt anumite lucruri care nu pot fi reversibile și eu o să regretați. Bine, aceste tatuaje de sprincene pot fi, din fericire, corectate, dar e stres și bani și n-am nevoie de așa ceva. Deocamdată. Acum să trecem la ochi. La fel, un produs pe care îl aveam. Este această trusă de la ei și un creion. Creion cu un fard cremă. Hai să-l aplic pe acesta. Nu o să fac prea mare lucru astăzi. Și-l aplic pur și simplu pe ochi. Aplic pe pleoapa mobilă și apoi cu o pensulă voi veni să estompez. Nu sunt super, super creioane pentru ochi, cremoase pentru ochi, deci sunt altele mult mai bune
mărci. Așa că nu știu dacă să vă recomand. Nu este cel mai bun creion creamă contur de ochi, pentru ochi. Dar trebuie stompat foarte repede pentru că se fixează și acolo rămâne. În privința asta este foarte rezistent, deci trebuie lucrat foarte, foarte repede. Și acum voi aplica puțin și sub ochi. Deci pur și simplu cu pensula iau de pe vârf și așa arată. Și hai să aplic și puțin fard pudră. Deci acesta este matte for matte. Deci sunt numai mate. Așa arată. Foarte frumoase culori. De toamnă, iarnă, primăvară sunt foarte, foarte bune. Și o să aplic acest maro de aici. O să-l aplic din nou peste acesta cremos, o să-l fixeze mai mult și o să îl fac mai rezistent. Deci n-am vrut să iasă un smoky ciocolată machiaj, dar uite că mi-a ieșit. O să-mi fac un machiaj mult mai închis al ochilor pentru că am un ruj foarte nude. Foarte frumoase culori. Trebuie folosit un primer ca să le facem mult mai vizibile. Eu am folosit acum acest creion fard cremă pentru ochi. O să aplic puțin din acesta mai deschis. Aici la bază să-i dau puțină luminozitate, dar foarte puțin. Vedeți? Mi-a deschis deja ochii. Deci aplic acesta. Și aplic aici pe interior. Putem să facem acest lucru și cu culori mate, nu neapărat cu sidefate. Dacă vreți, puteți să veniți după aceea cu ceva sidefat. Vedeți? Foarte frumos arată. Deja mi-a deschis privirea. Îmi place. Îmi place cum arată. Și poate o să intensific cu această culoare de maro închis de aici. Foarte puțin în colțul ochiului. Intensific puțin aici. Ochii mei fiind mici, am nevoie să îi măresc puțin așa optic și îi prelungesc cu această nuanță puțin mai închisă. Și cu ce rămâne pe pensulă, vin doar aici în colțul extern, dedesubt și conturez și fac legătura între fardul de ochi care este pe pleoapa mobilă, cu ce se află. Și acum blenduim. Blenduim, blenduim. O să iau o pensulă de blending, una pufoasă așa și mai mare. Și voi blendui foarte bine. Cu mișcări du-te vino. Hai că îmi place cum arată. Arată foarte, foarte bine. Și acum voi aplica un creion negru pe interior. Și l-am pe acesta de la Urban Decay 24/7 Hour Glide On. Deci așa arată. E negru.
care rezistă destul de bine și voi aplica pe interiorul ochiului, insistând pe rădăcinele genelor. Așa le face să arate mult mai bogate. Vedeți? Deja ochiul meu este mult mai conturat comparativ cu celălalt. Și foarte puțin în colțul ochiului. Foarte puțin. Pe care îl voi atenua cu o pensulă. Deci atenuăm și acest creion negru. Așa creăm un ombre, vedeți, de mai închis, puțin mai deschis, arată foarte bine. Cu acel maro, vedeți, estompat, reușim să ajungem la acel ombre. Foarte bine arată. Îmi plac foarte mult ochii mei. Acum, voi aplica un rimel. Nu am rimel de la ei. Și voi aplica rimelul meu de la Yves Saint Laurent Lash Clash. Super rimel, de altfel. E favoritul meu. Deci, îl folosesc mai tot timpul. Chiar se vede diferența, deci chiar se vede diferența cu acest rimel. Îmi place foarte mult și rezistă foarte bine. Deci e rimelul meu numărul 1, ca să zic. Sunt foarte curioasă, acum am înțeles că Charlotte Tilbury a scos un mascara bun. Și aș fi curioasă și tentată să îl încerc. Am înțeles că are ambalajul din sticlă. Lucru foarte interesant, ca și acel anticearcăn de la MAC. La fel, ambalajul este din sticlă. Mi se pare foarte luxos acest tip de ambalaj. Se vede că au investit în ambalaje, dacă tot plătim un preț pentru ele, cel puțin să fie de calitate foarte bună. Foarte frumos acest rimel. Foarte, foarte frumos. Și mai aveam o pudră. Mai am o pudră compactă de la ei, de la el. Sheer Tint Finishing Powder. Deci așa arată. Și avem pudra aici, după cum vedeți, am și consumat și aici este un puffer care a dispărut, nu știu unde este. Dar mă rog, aceasta este foarte bună de luat în călătorii sau în poșetă. Deci am această pudră liberă și acesta compactă. Mai departe, să terminăm cu fața. Și am de la e.l.f. acest bronzer. Este Primer Infused Bronzer. Este un bronzer infuzat cu primer, zic ei. Este un bronzer. Foarte frumos. Foarte bun de folosit și și la ochi. Ce nuanță este? Nu știu dacă am o nuanță. Deci se numește Forever Sun Kissed. Și așa arată. Acum nu o să se vadă cine știe ce diferență, pentru că sunt deja bronzată, dar cât de cât puteți să vă faceți o idee, vedeți? Hai că se vede puțin. O să-mi conturez puțin fața, să mi-o mai subțiez. Se vede, hai că se vede. Aplic foarte puțin, dar da, foarte bun și acest bronzer, se aplică uniform, foarte frumos se vede pe față. Foarte bune. Unele produse de la e.l.f., vă spun, chiar concurează cu cele mai scumpe. Minunate, minunate produse. Ce n-am folosit astăzi și
pentru că sunt deja bronzată. O să mă vedeți folosindu-l într-un alt videoclip mai târziu, când o să fiu deja albă la față și o să am nevoie de puțin bronz, deci mai pe iarnă, așa ca să zic, acest bronzer drop. Dar ca să știți că există pentru persoanele care aveți tenul foarte alb și vreți să arătați puțin bronzate, există această variantă, v-am spus, la fel ca acele bronzer drop de la Drunk Elephant. Hai să trecem acum la blush. De acesta am fost cea mai curioasă și cea mai încântată. V-am spus, l-am testat pe cel acesta roșu, dar este super, super pigmentat. Trebuie avută foarte mare grijă, deci e mai complicat de aplicat. Dar astăzi o să aplic acesta mov, suave mov, deci așa se numește, suave mov. Și acesta e, se potrivește cu culoarea ojei de pe unghiile mele. Și așa arată. Câte grame de produs avem aici? Dar mă rog, folosim foarte puțin. 4 ml. 4 ml de produs. Deci așa arată Camel Liquid Blush. Și vine cu un aplicator din burețel, așa. La fel, o să-l aplic pe mână pentru că știu ce am pățit data trecut. Deci pun o picătură, da? Și haide să folosesc acea pensulă de la Primark, care am cumpărat-o. Acea pentru bronzer lichid, o să folosesc pentru blush. Hai că s-a atenuat mai bine. Trebuie să folosesc mai mult. Absorbe această pensulă. Așa arată pe mână. Trebuie stompat foarte bine pentru că... cred că am nevoie de o pensulă mult mai groasă. Deci, acest tip de pensulă, acesta mai mare. Și așa arată aplicat. La fel. Estompăm și aplicăm. Da, deci îmi place mult mai mult cu pensula puțin mai mare. Am impresia că e mai natural efectul și nu aplicăm doar într-un singur loc. Îmi place. Chiar îmi place. Foarte frumos. Îmi place foarte mult. Și ce e important este că rezistă pe tot parcursul zilei. Aici pare puțin mai închis, dar eu în oglindă îl văd la fel. Cred că pare din cauza că lumina bate mai diferit, dar sunt la fel. Vă garantez că sunt la fel în realitate, în funcție de cum bate lumina. Deci îmi place foarte mult. Foarte, foarte mult. Și v-am spus, un punct pozitiv este că rezistă foarte mult pe parcursul zilei. O să trebuiască să șterg de pe mână. Mai departe, ce mai avem? Un highlighter. Am un highlighter de la ei, nu este nou cumpărat. Acesta este highlighterul. Drăguțel, culoarea șampaniei. Deci foarte drăguț. Ambalajul este unul foarte ieftin, nu pot să zic că e wow. Dar highlighterul e drăguțel. Super natural.
Nici nu știu dacă se observă acolo, dar eu văd mici particule de glitter, foarte, foarte natural. Nu pot să spun că sunt super încântată de acest highlighter, dar își face treaba. Dacă aveți nevoie de un highlighter natural, nu o să fie wow, extraordinar ca acela de la Dior. Deci, acela de la Dior pe care l-am descoperit în ultima vreme e ceva wow, 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 wow. Nu știu dacă m-ați văzut. Dacă nu m-ați văzut, o să fac un videoclip pentru că mai am ceva de la Charlotte Tilbury nou pe care nu l-ați văzut și mă gândesc să fac un videoclip cu produsele mele high-end de make-up. O să îmi fac un machiaj complet folosind aceste produse și noi apărute și high-end, deci la prețuri mult mai mari. Acesta este drăguț. M-am spus, foarte natural, vedeți? O lumină foarte naturală. Drăguțel. De aplicat pe timpul zilei, zic eu că e foarte, foarte bun. Mai departe. Să trecem la buze și am un creion, contur de buze, Love Triangle Lip Filler Liner și nuanța. Nu cred că pot să văd nuanța, deci ochelarii mei nu bat până acolo. Nuanța acestui liner este... Credeți-mă că nu văd nuanța acestui liner, dar mă rog... o să vă fac un swatch, așa vedeți. Vedeți o nuanță de maro spre natural, așa. Arată foarte bine și zic că o să meargă foarte bine cu acel ruj de buze pe care l-am luat de la ei. Acest creion e foarte cremos și e în genul celor folosite pentru sprincene, vedeți? Foarte plat, așa și puțin mai lat. Se poate folosi pentru contur buzelor, dar și să umplem buzele și să lăsăm doar așa. Este foarte cremos, foarte frumos arată pe buze. Și da, vă recomand creioanele de la ei pentru că sunt destul de rezistente și arată foarte bine. Vedeți? Așa arată. Îmi place foarte mult acest creion. Și v-am spus, putem să umplem buzele, să lăsăm doar singur și aplicăm un gloss și suntem gata. Uitați-vă, mi-am apropiat buzele și s-a întins buzele mele fiind deja hidratate foarte bine cu acel balsam. Vedeți, arată foarte bine. Se observă? Foarte frumos. Iar acum voi aplica acest ruj. V-am spus, este un ruj zi de fat. Satinat, mai exact, O-Face și nuanța este Limitless. Deci așa arată Limitless. Nu știu dacă se vede. Așa. Așa este, aceasta este nuanța acestui ruj. Ambalajul foarte frumos. Deci O-Face și nuanța Limitless. Și așa arată. Să fac un swatch lângă. Vedeți? Merg foarte bine împreună. Nici nu mai știam că am acest creion acasă. Și uitasem de el. Deci pur și simplu, ca să vedeți cum navighez cam în aceleași nuanțe. Deci aleg aceleași nuanțe.
și voi aplica acesta pe buze. Este un râș destul de în transparență, foarte natural, vedeți? Nici nu se vede diferența. Deci pe buzele mele nu se vede diferența. Are nuanța apropiată de culoarea buzelor mele. Vedeți, le nuanțează, le dă o culoare, dar nu le face foarte, foarte stridente. Foarte natural. Deci ador această combinație. Foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Și cred că am ajuns la sfârșit. Mai trebuie să aplic doar acel spray de fixare. Dewy... stai să vedem. Power Grip Dewy Setting Spray. Deci acesta este numele exact. Și spune că are un mist fin și chiar așa și este. Deci pulverizează mult mai fin decât cele de la Charlotte Tilbury. Vă spun, eu l-am și pe cel de la Charlotte Tilbury și acesta pulverizează mult mai fin. Și haideți să fixăm acest minunat machiaj de astăzi, acest spray. Vai! Miroase frumos, deci nu are parfum, puțin medicamentos așa. Haideți să... Îmi place foarte mult cum a ieșit. Uitați-vă și voi. Wow! E wow! Sunt încântată de cum mi-a ieșit acest machiaj și de aceste produse de la Elf. Dați-le o șansă pentru că au prețuri accesibile și concurează cu produsele high-end, vă spun. Foarte bune. Foarte, foarte bune produse. Sunt și excepții ca în orice marcă de produse cosmetice. Nu putem să spunem că Dior, Chanel, Yves Saint Laurent sau nu dau kicks cu anumite produse. Deci vă spun eu că am testat la viața mea și pot să vă spun că am nimerit și produse proaste la mărci celebre. Dar cel puțin aici nu plătim un preț exagerat pentru aceste produse și vă spun, putem să arătăm extraordinar. Nici n-ai spune că sunt machiată cu produse la prețuri accesibile. Minunate aceste produse de la Elf. Nici nu trebuie să vă mai spun mai multe. Acum depinde de voi. Dacă vă doriți produse de make-up la prețuri accesibile, dați-le o șansă. Dacă nu, rămâneți la opțiunile și preferințele voastre, dar acesta este rostul acestor videoclipuri în care mă vedeți folosind, testând produse, vă spun părerea mea despre ele și continui să vă spun, testați-le înainte de a le folosi pentru că e posibil să nu funcționeze pentru voi în aceeași manieră în care funcționează pentru mine. Testați-le înainte de a le cumpăra. Eu vă spun părerea mea despre ele și despre aceste produse Elf. Pot să vă spun că sunt super încântată. Cel puțin fondul de ten e wow. Wow. Și la fel blushurile. Deci blushurile ajung cam pe aceeași linie cu cele de la Red Beauty, cu cel de la Charlotte Tilbury cremos. Deci acela este produsul nou cumpărat de la Charlotte Tilbury, care este mai high-end așa și... Vreau să zic că ajunge în competiție cu acel blush și lichid. Îmi plac foarte mult. Foarte mult îmi plac aceste produse de la Elf și voi continua să le folosesc. Sunt încântată că am avut ocazia să le testez și să-mi cumpăr nuanțele de care aveam nevoie. Și acesta a fost videoclipul de astăzi. Unul foarte, foarte lung. Spuneți-mi dacă ați folosit produsele Elf și ce părere aveți voi despre ele, dacă ați fost mulțumite sau nu. Și eu vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și să apăsați și clopoțelul. Așa veți fi la curent cu postările mele următoare, iar până data viitoare, dragilor mele, eu vă pup și să ne revedem cu drag!